Slavia. Domnul Marius Dunca, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, este din nou în platou. Bună dimineața, bine ați sosit. Bună dimineața, bine v-am găsit. De când ne-am văzut pe malul mării, s-au schimbat ceva lucruri și înțeleg că din 7 septembrie aveți noi dispoziții și un nou act normativ. Este vorba despre practicile comerciale incorrecte, nu prea știu ce înseamnă chestia asta, așa că aș vrea niște lămuriri pe scurt, dacă se poate. Acest act normativ sau această lege o aveam și până acum, numai că am modificat amenziile și măsurile complementare de încetare acestor practici. Ce înseamnă? Informațiile pe care le oferă operatorii economici pe etichete sau către consumatori și nu sunt cele reale. Practici comerciale incorrecte, înșelătoare, care afectează interesele economice ale consumatorului și duc în eroare consumatorul și el nu poate achiziționa un produs în cunoștință de cauză, pentru că nu are toate elementele. Dați-mi un exemplu de o practică înșelătoare. Vorbim, să zic, de produsele congelate. Când cumpărăm pește un kilogram și 30% reprezintă gheață. Dacă vorbim despre sucuri, putem spune băuturi carbogazoase sau sucuri naturale din banane, din mere, din căpșuni. Și când ne uităm în lista de ingrediente, vedem că banană sau căpșuni sau fructe este 0,1% ficat din pateu de gâscă. Și observăm că în lista ingredientelor nici nu există așa ceva. Dacă vorbim la textile, tricou 100% bumbac. Când facem analizele la laboratorul LAREC, constatăm că nici nu există bumbac. Astea sau băuturi alcoolice. Sunt cele înșelătoare și cele incorrecte? Tot așa le putem denumi, înșelătoare, incorrecte, pentru că afectează interesele, gramajul, interesele economice. Produsele care sunt fabricate, nu? Exact, sau materialele exact. Din care sunt fabricate? Exact, sau cumpărăm, ați văzut lădițele acelea în supermarketuri, 2 kg de mere și când cântărim merele 1,5 kg reprezintă mere, restul carton, nu mâncăm carton. Nu l-am sau apă care vindecă ne ajută la slăbit. Ne ajută la slăbit, dar dacă bem numai apă, care îi atribuim tot felul de vindecări miraculoase. Fără a aproba acest lucru, fără a exista dovezi că ceea ce este scris pe etichetă este și adevărat. ANPC-ul, așadar, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, nu vine doar când, nu știu, mâncarea e stricată, produsul e defect. Practic, și atunci când nu corespunde cu eticheta pe care o nu corespunde cu eticheta și recomand tuturor să citim și să fim foarte atenți la etichetă. Dacă vedem, mai sunt și acele pastile care ne ajută la slăbit sau energizante și observăm un fruct indicat pe cutie. Da, cu extract de nu știu ce. Da, și când ne uităm în lista de ingrediente, nici nu există fructul acela. Putem vorbi de practici incorrecte și înșelătoare și acele comisioane abuzive care le găsim, comisioane și clauze abuzive care le găsim în contractele de credit de nevoi personale sau credit ipotecar. Tot într-o practică incorrectă. Tot practică comercială. Amenda este acum de la 20.000 la 100.000 de lei. Și sperăm cu această amendă și cu măsură complementare de încetare acestei practici să îndreptăm lucrurile, să revenim spre o normalitate. Ați început să intrați în controle în toamna asta sau sunteți încă în vacanță după tura pe litoral? Noi nu suntem niciodată în vacanță, din păcate, dar reușim, cu numărul de comisari pe care îl avem, reușim să facem față sesizărilor și supraveghem foarte atent piața. Câți comisari sunt în momentul ăsta? Activ în jur de 500, pentru că mai sunt și bolnavi, mai sunt și în concediu, dar cu care nu pe toată România. 500, nu? În toată România. În toată România? Păi puteți să faceți față cu 500 de oameni? Cam greu, dar avem un protocol de colaborare cu celelalte instituții a statului și atunci ne ajutăm între noi. Am înțeles. Domnul Dunca ne-a adus o listă cu... Nu tot timpul cei care fac reclamații sunt și... de adevăratele consumatori, deși uneori se pare că au consumat ceva înainte, pentru că de exemplu un tânăr a fost foarte supărat și a reclamat la ANPC faptul că berea de la terasă era prea caldă pentru gusturile lui. E adevărat că probabil era de la 12 ziua acolo, dar pe seară se cam încălzise berea și el n-a putut să o bea. Un tânăr nervos a pierdut vreo 15.500.000 de lei la jocuri mecanice. A sesizat ANPC-ul că el a jucat toată ziua și n-a câștigat nimic. Dar de ce nu sună direct pe Viorelis? De ce dau telefoane la ANPC? Un alt petent a reclamat faptul că vitrina unui magazin era prea curată.
atât de curată încât a luat-o în freză, dorind să intre în magazinul cu pricina. O doamnă a fost foarte supărată de calitatea lucrării dentare și a scos lucrarea și anume din gură și a invitat pe ofițerii, pe comisarii ANPC să o probeze dumnealor, să spună dacă e ok așa. Ia o jumătate. Și poate campionul acestei perioade de toamnă este un domn care a reclamat la ANPC faptul că o companie ce se ocupă cu amanetul nu a dorit să-i amaneteze o găină congelată pe care dânsul vrea să ia niște bani cumva să joace la... Adică era chiar supărat. De ce fac, domne, discriminări? Tamam cu găina mea. Am înțeles. Mulțumim tare mult pentru informațiile astea. Și eu vă mulțumesc. Că, dincolo de partea asta amuzantă, mulțumirea noastră este legată de faptul că am început să ne strigăm drepturile și am putut să ne facem cunoscute ofurile pe www.anpc.ro, nu? Da. E site-ul unde puteți... Sau la 021-9551. Și ori 021-9551, numărul de telefon unde putem face o sesizare sau să intrăm pe site-ul ANPC-ului. Mă întreabă colegii mei că am uitat să pun întrebarea cu returnarea obiectelor cumpărate pe diverse motive, că au un mic defect, că nu ni se mai potrivesc. Dacă cumpărăm din mediul online, în termen de 14 zile, putem returna produsul fără niciun motiv. Dar dacă cumpărăm 14 zile și operatorul economic este obligat să ne returneze contravaloarea produsului tot în termen de 14 zile. Mm-hmm. Dar dacă cumpărăm fizic din magazin și vedem produsul, nu mai putem. Doar dacă este în garanție și depinde de foarte mult de politica de marketing a operatorului economic. Am înțeles. Nu putem doar pentru că nu vedem produsul real, ci doar o fotografie, dar dacă prezintă mici defecte, dacă pur și simplu l-am luat de la magazin, l-am dus până acasă și ne-am dat seama că e ceva ce nu ne trebuia, n-ar putea să ni-l primească fără să... Având ambalajul original, fără să prezinte imperfecțiuni. Dacă vă referiți la produse textile de îmbrăcăminte, că aici avem cele mai multe sesizări, depinde de politica de marketing a operatorului economic. De aceea trebuie să analizăm foarte bine când cumpărăm un produs, să citim eticheta, să ne informăm mult mai bine. Există companii, în general cele care vând electrocasnice, care, spre exemplu, au un televizor, au o perioadă de garanție de 2 ani. Dacă ai 3 televizoare sau 3 LCD-uri în casă, pentru garanția de 2 ani ar trebui să păstrezi cele 3 cutii în care au fost produsele. Dacă mai pui niște laptopuri, o mașină de spălat și cutiile și de unde punem cutiile astea? La fiecare cerere de preschimbarea produsului în perioada de garanție, ți se cere cutia, de parcă cineva ar avea un spațiu desemnat în casă să țină toate lăzile cu pricina. Nici și asta o practică incorrectă, cumva te descurajează să nu ajungi să-ți iei garanția? Nu. Sunt în temeiul legal, dar în multe cazuri te duci doar cu certificatul de garanție. Nu vă ascund că lucrez și la această garanție, pentru că s-au întâmplat de foarte multe ori să luăm un produs, l-am achiziționat și în primele 3 luni s-a stricat de 2 ori. Uh-huh. Și nu schimbă produsul. Și tot ne ține din service în service. Lucrăm la acest act normativ. În cazul în care se strică, dau un exemplu, în primele 3 luni de 2 ori să fie considerat produs second-hand, dacă nu este înlocuit. Să vedem ce spune Parlamentul. Deocamdată este o inițiativă a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Este la juridic și lucrăm. Am avut foarte multe sesizări. Personal, m-am pățit și eu, am luat un telefon, în primele 3 luni a stat în serviciu de 2 ori și nici nu au vrut să mi-l schimbe. Este un produs secanent, dacă nici n-am apucat să-l folosesc. Până au schimbat microfoanele din el. Da, nu, astea sunt glumele de interior pe aici, pe la București. Mulțumim tare mult, Marius Zunca, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Nu uitați de numărul de telefon și de site-ul unde vă puteți plânge dacă practicile, nu-i așa, sunt incorrecte, știți deja amănunte.